Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colege, dragi colegi, 15 mai este Ziua Internațională a Femeii, a Familiei, fapt pentru care vreau să aduc în atenția dumneavoastră câteva cifre relevante. Sper că acestea ne vor determina pe toți să conlucrăm la bunăstarea familiilor din România. Conform ultimului recensământ, în țara noastră sunt aproximativ 6 milioane de familii, mai precis 5.818.513, dintre care în jur de 4 milioane au îngrijire cel puțin un copil. Noțiunea de familie nu se limitează la relațiile ce izvorăsc din căsătorie, acest lucru fiind o realitate nu doar la nivel european, ci și în societatea românească. Dovadă stau familiile monoparentale, cuplurile necăsătorite care au copii, familiile formate din bunici și nepoți, familiile formate din copii maturi, oameni maturi și animale de companie. În 2011, numărul familiilor monoparentale era aproximativ de 1.752.400 de mame singure cu copii, respectiv 198.863 de tați singuri cu copii. În plus, avem aproximativ 200.000 de cupluri necăsătorite care au cel puțin un copil. 37% din copiii născuți astăzi în România sunt născuți din cupluri necăsătorite. Vreau să atrag atenția asupra unui constant îngrijorător și anume faptul că pentru 96.723.000 de copii, această zi nu este tocmai o sărbătoare, deoarece părinților au fost nevoiți să plece la muncă în străinătate. În iunie 2017, 74.405 de familii au ales să emigreze pentru a obține un venit mai mare. Este de înțeles, dacă ne uităm la tendințele sociale și economice prezentate de INS în 2016, venitul unei familii scade atunci când numărul de copii crește. Astfel, dacă în gospodăriile cu un copil, venitul mediu pe persoană era de 880 de lei, acesta scade până la 327 de lei pentru gospodăriile cu 4 copii sau mai mulți. Este adevărat că legislația actuală prevede acordarea de alocație pentru susținerea familiei, dar sumele sunt insuficiente. Pentru familiile monoparentale care realizează venituri mai mici de 200 de lei și au un copil, alocația este de 107 lei. Este de datoria noastră, dragi colege, dragi colegi, să sprijinim toate familiile, fără a împărți părinții și copiii în categorii corespunzătoare sau inferioare. Contez pe sprijinul vostru pentru a proteja drepturile tuturor românilor și mai ales al tuturor copiilor. Vă mulțumesc. Oana Buzgan, deputat independent București.